Salut, Vărsători! Voi face citirea pentru resursele lunii aprilie 2023. Pentru Vărsători! Întrebăm sfatul oracolului Lenormand pentru voi. Sunteți legați de o casă. Gândul vostru este o casă, dar aveți gânduri negre legate de casa asta, și uh, am putea spune: Trebuie să vă gândiți la un blocaj, fiindcă aici aveți un blocaj. Deci ceva care nu poate fi rezolvat, nu poate nu puteți trece peste acest blocaj. Deci gândurile negre pe care le aveți legate de o casă și acest blocaj care este arătat de oracolul normand. Să vedem ce spune Tarotul Hermetic. Despre această, aceste resurse ale voastre, da, resurse obținute prin muncă, bunuri materiale acumulate prin muncă. O regină de bâte. Aici, în acest tarot, regina de băte este reprezentată de berbec. Și ne gândim la o femeie energică, o femeie uh, care uh, arată dorința de a lupta pentru dreptate, pentru adevăr, dar este o femeie directă, o femeie care uh, vă spune ce are de spus în față. Uh, deci, o femeie care acționează foarte repede, deci este suficient să-i spunești ceva și veți primi imediat acțiunea din partea ei. Deci, o femeie cu ascendent, zodie sau luna plină în berbec. Dar este totuși o luptătoare. O luptătoare pentru dreptate, pentru adevăr. Haideți să vedem crucea celtică, așa cum sunteți voi, blocajul, trecutul, ce începeți în aprilie, trecutul, ce vă influențează în viitor, așa, și mediul, speranțele, Și finalul. Haideți să vedem aici, așa cum sunteți voi, concluziile asupra voastră. Concluziile asupra voastră sunt date de acest 5 de cupe. Vă puteți gândi la nemulțumire, dezamăgire, depresie, Marte în scorpion. V-ați fi dorit ceva, și nu ați primit ce ați dorit, ați sperat foarte mult să ajungeți să vă atingeți un, o, un scop, și nu s-a întâmplat lucrul acesta. Poate să reprezinte și ocultism după semnul care este pus aici. Blocajul din viitor este speranța. Sunt, am reprezentat vărsătorul aici, vedeți, semnul este al vărsătorului. Poate fi chiar voi, părsătorii, blocajul în această lună, aprilie, cu speranțele pe care le aveți. Speranțe care probabil că nu au o bază practică, o bază reală sau nu vă bazați pe ceva care este posibil. Deci sunt speranțele voastre, acestea sunt blocajul vostru, speranțele începeți luna cu un 5 de băte în formă. Aveți rivalități, luptați pentru Saturn în leu pentru a obține ceea ce considerați că vi se cuvine. Este ca o luptă cu mici miciuni, mici bârfe, mici răutăți și dorința de a câștiga. Trecutul pentru voi este soarele, este fericirea. V-ați dorit această fericire? Ați fost fericiți? Dar poate că unia ați știut să vă păstrați această fericire în sanctuarul inimii voastre, iar alții poate că nu. Și ați pierdut această fericire. Deci este trecutul. Fericirea pentru voi reprezintă trecutul. Ce vă influențează încă și acum este un prinț de monede, este vorba de un bărbat tânăr cu ascendent Zodia în Fecioară. Un bărbat care călătorește mult, care realizează venituri, dar în primul rând am putea spune că este un bărbat care uh, aceste venituri uh, pentru el poate să reprezinte o acumulare și în viitor o... Uh, Acumulare de resurse. Ceea ce este viitorul pentru voi este o regină de spade, o femeie, așa cum sunt și vărsătorii de aer, deci balanța, o femeie cu ascendent, zodie sau luna plină în balanță, energică, hotărâtă. O femeie cu principii, o femeie care acceptă dreptatea, adevărul, ea luptă pentru dreptate și adevăr. Este o femeie care își păstrează sentimentele pentru ea, niciodată nu își va etala aceste sentimente, să le facă cunoscute celorlalți. Cu toate acestea, în viitor, dacă aveți. Cum să spun, o relație cu această femeie sau vă întâlniți cu această femeie sau vă este șefă sau orice, colaboratoare, colegă, subalternă. Puteți vorbi cu ea, este o femeie care știe să găsească idei, știe să găsească uh, loc de compasiune sau de înțelegere, uh, sfaturi, uh, puteți discuta. Deci este o femeie deschisă voi aveți împărăteasă, ceea ce reprezintă un aspect benefic. Vă doriți abundență, fertilitate, vă doriți binele, iubire, copii, dar mica benefică, Venus, care și are semnele balanței, vine și vă spune, este bine să sperați la toate astea, dar eu pot să-ți aduc ce este posibil, ce este adevărat, ce este drept. Încearcă să știi să îmbini o activitate fecundă cu dreapta judecată din care rodesc operele. În mediul vostru este foarte multă muncă, cei din jurul vostru muncesc foarte mult. Mă refer la colaboratori, la cei care, cu care relaționați. Sunt uh, persoane care muncesc foarte mult și uh, încearcă să primească recunoașterea muncii lor, recunoașterea eforturilor lor. Uh, voi uh, sperați la sprijinul unui alt vărsător, sau poate că sunteți voi și sperați foarte mult dacă sunteți bărbați cu ascendentul zodia în vărsător, atunci voi sperați să vă descurcați foarte bine și să puteți să impuneți regulile voastre și pe urmă să vă retrageți, să vă vedeți de treaba voastră. Deci, dacă sunteți bărbați, sunteți voi, vărsători. Dacă sunteți o femeie, s-ar părea că veți avea acest personaj, acest bărbat și totuși poate să fie o speranță că el vine și impune punctele de vedere, spune ce are de spus și se retrage. Deci, chiar acest lucru poate că îl sperați. În ceea ce privește viitorul, este un șase de cupe: Soarele în Scorpion. Vă revedeți cu o persoană, o persoană din trecut cu care aveți ceva de discutat, vă. vă... Dă sentimente bune, bucurie. Vă bucurați de această prezență. Cupele sunt toate pline, deci vă simțiți bine în prezența acestei persoane. Dacă ne uităm la acestea, deci, s-ar părea că piedica voastră este, chiar acest blocaj, este speranța speranța că veți putea obține ceva de la o persoană din trecut pe care ați cunoscut-o în trecut poate să fie această regină de spade și poate să fie legat de o casă dar s-ar părea că de data asta veți avea un blocaj eu vă doresc o lună frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.